Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Mâine, o zi extrem de importantă pentru șeful PSD, Liviu Dragnea. Ar trebui să se pronunțe mâine în Alta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care este acuzat Liviu Dragnea de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. 10 ani de închisoare cu executare au cerut procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Haideți să vedem ce spune Liviu Dragnea despre această plecare în Elveția. S-a aprobat în biroul permanent al Camerei deplasarea mea în Elveția, tot în urma unei invitații oficiale. Probabil că o să fiu acuzat din nou că n-am mandat sau că nu... Păi dacă astăzi, în două minute după biroul permanent, așa a apărut în presa cu epoleți,